Steaua București a reportat o victorie lejeră pe teren propriu în fața celor de la Tomitani Constanța, scor 52 la 0, într-un meci contând pentru etapa noua a Superligii Naționale de Rugby. În fața unui public călduros, elevii lui Dănuțu Dumbravă au făcut spectacol și au reușit să marcheze 8 seuri prin Luca, Neagu, Dumitru de două ori, Bădălicescu, Bartoli, Doroftei și Strătilă. Celelalte puncte au fost aduse de către Boldor și Melinte, fiecare cu câte 6. Am făcut un meci mai bun decât am făcut la Cluj. Ăsta este și obiectivul, să creștem de la meci la meci, treptat ca în fazele finale să fim în vârf de formă și să câștigăm trofeul. În urma acestui succes, Steaua a primit pe lângă cele trei puncte acordate la victorie și punctul bonus ofensiv pentru că a marcat mai mult de patru eseuri. Ne bucurăm că am debutat acest retur cu, cu două victorii, având în vedere că am jucat și acasă. ne ne-am impus să dăm un ritm foarte, foarte bun la joc pentru a ne pregăti de ce urmează. Băieții sunt încrezători, ne-am pregătit foarte bine perioada aceasta de cantonament și de vacanță, iar acum încercăm să dăm 100% la fiecare meci. În etapa viitoare, a 10-a Superligii Naționale, Steaua se va deplasa la Timișoara, acolo unde o va întâlni pe Timișoara Sara Sans pe 13 aprilie de la ora 11.